Cam care ar fi pragul de sus, așa să spunem, în glory, la nivel de bani, mă gândesc? Dacă ajungi să te luți pentru o finală, cam care este bursa? Sau? Păi, uite, de exemplu, este turneul din decembrie, Grand Prix-ul care îl fac glory la super grea. Este premiul cel mare, este jumătate de milion. Adică nu e categoria ta, dar e în aceeași promoție. Da, în aceeași promoție se va face și la categoria mea, adică vor mai fi turnee și vor face tot la fel. Dar ca bani sunt foarte puternici din, cred că majoritatea galelor care sunt, ei sunt cei mai puternici financiar. Bani și mulți. Foarte mulți bani, pe lângă oamenii care conduc acolo, sunt numai oameni cu bani mulți rău de tot. Da, că au și public și meciurile se dispută pe stadioane. Exact, și meciuri foarte puternice, adică numai adversari de top acolo. Cu audiențe, cu tot ce exact. Acolo nu vezi sânge, nu-i glorie. Când te gândești, ăsta-i slogan, da? Când te gândești la 500.000 de dolari, sigur că nu e, mi-ai explicat că nu e în categoria ta, dar când te gândești la suma asta, ai așa în minte ce ai face tu cu 500.000 de dolari? Care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Prima dată aș investi tot într-o sală de sport, să ajut și eu la rândul meu, la fel, tot copiii cum eram eu și îmi doream de mic copil, să-i ajut și pe ei să-și îndeplinească visul lor. Tot dintr-un sat, de undeva, adică să-i ajut să pun ceva, nu știu, un autobuz la dispoziția lor și să ia pe fiecare și să-i aducă la antrenamente. Cred că asta ar fi una din dorințele mele, să ajut și eu alți copii, cum și eu la rândul meu am muncit și poate n-au șansa chiar cum am evoluat eu și am crescut eu. Și să le îi ajut treptat pe fiecare în parte. Să vedem dacă o să-ți rămână gândul ăsta și dacă nu cumva o să-ți facă cu ochiul vreo mașină de 400.000 de dolari. Momentul ăla. Este de 400.000 de dolari? Nu știu, eu cred că găsești și la 600.000. Da. Te mai împrumuți și îți iei o mașină. Nu pun accent pe lucrurile astea. Sincer, chiar o să rămână. Asta îmi doresc și o să fac să devină realitate la un moment dat. Eu sunt curios așa ca om care nu s-a bătut niciodată în ring. Și sper să nu o fac niciodată. Ai avut vreo lovitură așa pe care ai încasat-o și de asta s-o ții minte toată viața așa, care te-a durut tare? Sincer, n-am avut o lovitură serioasă și sper să n-am parte de vreo una surpriză. Dar, e viața de sportiv aici, nu știi niciodată, mai ales în sportul nostru, orice pun poate schimba situația. Dar de data, ai dat vreodată, ai simțit că ai dat vreodată extraordinar de tare și poate ți-a și părut rău? Că... Am dat, sincer, nu odată, de mai multe ori și da, au fost niște lovituri periculoase, de exemplu, la Iași am luptat cu Sam Tevete în promoția lui Cătălin și a fost dăunătoare atunci lovitura, pentru că a stat, n-a putut să plece a doua zi din țară, a stat 3 zile în spital la urgențe și știu că îmi spusese un doctor că a fost mare noroc că a trecut peste șocul ăla. Că îl țineau la aparate, era foarte grav, foarte grav a fost. Și într-un final și-a revenit, din ce știu, nici după ce a plecat, n-a avut voie să meargă cu avionul. A trebuit să meargă cu mașina. Și din ce țin minte și acum, tot mai are șocuri de la lupta aia. De atunci. Astea sunt chestiuni nasoale. Bănuiesc că te frământă și pe tine. Sincer, da, nu îți dai seama, nu aș fi vrut, dar trebuie să o gândești și pe partea cealaltă. El, dacă ar fi fost în locul meu, nu mi-ar fi dat. Nu există, n-ai. Decât să plângă mama mea, mai bine plânge mama lui, știi cum e. Dar după un astfel de incident, spunem că îi dai atât de tare adversarului, vorbești cu el? Mai e loc de prietenie din asta? Pentru mine, eu mereu am fost genul de fair play. Mereu mi-a plăcut să vorbesc cu adversarii după. Adică să rămânem totuși să păstrăm prietenia aia. Pentru că în sport, fair play-ul și respectul e cel mai important. Și bine, depinde și de antrenorul tău cum te învață de la sală. Am ținut legătura cu unii sportivi, cu unii n-am ținut legătura deloc pentru că n-au vrut nici ei. Adică sunt diferit, depinde de caracterul sportivului. Foarte mult. Sunt care sunt foarte... au, nu știu, ranchinoși așa, știi, nu... Au invidia aia acolo, puțin, într-o zi, lasă că te prinde într-o zi. Eu sunt deschis, dai seama, la 21 de ani mă pot prinde de 100 de ori fiecare. Zi-mi cum faci cu disciplina, da, mai pomenit de ea. Ai niște reguli alimentare, mă gândesc că nu poți să depășești prea mult, nu?
Da. Program de somn, de antrenament? Exact, exact. Îmi fac programul de somn, calculez mereu să am 8 ore dormite, mesele, la fel am, mănânc corect, am antrenorul Lucian Popa, care el îmi pregătește mereu tot ce, gen în fiecare masă îmi scrie, uite, azi mănânci aia, azi mănânci aia, 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 aia. Și trebuie să-mi fac mesele alea, am foarte mare grijă la chestiile aia, pentru că la un anumit nivel trebuie să treci și pe partea asta, la un alt level, să nu rămâi la fel, să mănânci sarmale, chestii de astea. Nu mai e loc de astea. Da, la un moment dat, na, după ce termini meciul, o zi îți faci de cap, mănânci niște sarmale, dar după revii iară la regimul care trebuie. Meciul cu El Bouni, spuneam, un olandezo-marocan, da? Da. Care va avea parte de susținerea publicului. Am înțeles că marocanii sunt foarte vocali, așa, suporterii. Da, uite, cu marocanii, chiar la Paris am avut și marocanii de partea mea. Da? Da, toți. Marocanii lui Badr Harit. Lui Badr, da. Că și cei de la Glory m-au promovat foarte tare și aveam la un moment dat, au pus o postare, primul gol de Mboi din această seară. Eu am și nickname-ul lui, Golden Boy. După cel al lui Badr Hari. Da, da, exact, exact. Și toți marocanii strigau, hai, hai, Ștefan, că îi auzeau pe români, hai, hai, Ștefan. Și s-au ridicat toți în picioare. A fost un sentiment unic. Și acum, în comentarii, mă mai uit pe Instagram, intră marocanii și îmi comentează. Ești foarte puternic, abia așteptăm să te vedem din nou în ring, vom veni după tine. Și după meci au venit și au făcut poze. Mi-a spus, gata, că tu nu mai ești român, ești marocan din moment de față. Extraordinar. Da, da, super tare. Te gândeai tu iar la acum, 10 ani în satul de bune, lângă Iași. Exact, exact. Să fii de la Prosel, nici mă gândeam vreodată să fiu susținut de marocani. Dar nu numai asta, să lupt în țările astea, Paris, care poate nici nu visam pe atunci. Da. Mergeam la Iași, nu mergeam la Paris, să zicem așa. Și ceea ce mai voiam să spun, că mulți părinți... Știi, nu dau copilul la un sport de contact sau la orice alt sport, că nu are timp. Cu școala, nu poate, ce poate face un sportiv cu și școală și sport? Nu există chestia asta. Am făcut și școală, am fost și plecat la lot, am stat plecat foarte mult și tot mi-am continuat, am avut grijă cu studiile și am avut timp, mi-am făcut timp. Dacă vrei, îți faci timp pentru orice. Acum, la moment, sunt la Facultatea de Educație Fizică și Sport, îmi continui și facultatea. Se poate, dacă îți dorești, se poate. Și totul merge foarte bine. Chiar dacă am un program foarte încărcat, într-adevăr, nu ajung acasă aproape deloc în timpul zilei, dar cum poți altfel? Facultatea unde o faci? La Iași? La Iași, la Iași, exact, exact. Noua generație, uite că și David Popovici e la fel. La facultate. Trebuie să continui și pe partea asta, nu e neapărat numai de sport. Trebuie să crești și să evoluezi mereu, să crești mereu, să cauți. Cred că e foarte important că pomeneai de copii și de începuturile în sport, să aibă un reper, să aibă modele. Eu cred că noi prea mai avem, că na, în fotbal, de exemplu, a fost o pauză destul de mare de performanță, este în continuare. În tenis a fost Simona Halep, la băieți... La fel, pauză, e important să ai modele, exact, ai modele. Exact. Și de asta noi încercăm să, uite, și acum de asta am și vrut să precizez chestia asta, pentru că să încercăm să-i motivăm și să le spunem că au timp, există timp și părinților să le spunem chestia asta. Uh-huh. Adică mereu este timp, dacă îți dorești ceva, poți să faci, nu există. Noi sportivii suntem și cu școală, nu e doar bătaie și atât, că mulți zic, mamă, doar să bat pumn din cap și atâta știu. Nu există așa ceva. Noi avem și pe lângă, adică ce e în ring e ring, dar mai avem și pe lângă. Ai vreun vis din ăsta măreț, te vezi luptând pe un stadion din România? Te-ai gândit vreodată că am putea să ajungem și noi acolo, eu știu, pe Arena Națională sau pe un alt stadion, cum va fi gala asta în Olanda, 30 și ceva de mii de suporteri vor fi. Da, da, da. Va fi o gală mare. Da, am un vis, mi-aș dori să lupt pe Arena Națională și să fie full. Adică să fie lume și în picioare, nu mai pe scaune. Eu ar fi un vis devenit realitate, dar după ce mă văd... După ce m-aș vedea eu atunci acolo, a ajuns cel mai bun din lume și să dețin tot ce înseamnă centură și adversar, să-i înving pe toți. După aș face un meci în România, pe stadion, și să adunăm cât mai mulți români și să ridicăm și România la un alt nivel. Spuneam de repere, cred că avem nevoie și de evenimente din astea mari. Mari. Mari, cu adevărat, care să atragă toată țara, să atragă atenție. Exact, exact, și foarte mult promovat.
Uh-huh. Asta e cel mai important, să fii ajutat și de fiecare emisiune, să promovezi evenimentul și atunci, sigur, lumea va vedea. Pentru că acum, nu știu cum e audiența, cum sunt suporterii așa înfocați în România, că mulți, dar nu pot să văd de la TV, nu pot să stau de la TV. Ei, atunci când promovezi foarte mult în eveniment și când știi că ești un luptător puternic, un român cu un meci important, adică să fie un meci, nu știu, sincer, mi-aș dori să lupt cu Badr Hari. Meciul tău suprem. Da, ar fi un... Badr Hari pe Arena Națională. Da, da, un Badr Hari pe Arena Națională. Ar fi ceva unic să ajung pe Arena Națională să lupt cu idolul meu de mic copil. Uh-huh. Ar fi un sentiment unic. Dar e doar un vis momentan. E bine să-l ai. Ține-l acolo. Exact. Adversarul tău, El Buni, a luptat cu frații Stoica. L-a învins de două ori pe Bogdan Stoica. Andrei Stoica l-a bătut pe El Buni. Cum va fi cu tine? Cum crezi? Eu cred că voi fi următorul care îl voi învinge. Acum asta îmi doresc și mă antrenez din greu, mă pregătesc tare pentru că știu că nu va fi un meci ușor, va fi un meci foarte greu, un test pentru mine. Poate nici în meciul ăsta nu știu dacă mulți cred în mine, dar eu știu că pot și o voi demonstra acolo pe ring. Are atitudine, are tot ce-i trebuie ca sportiv El Buni. E un luptător încurcăreț, foarte încurcăreț, e înalt, lovește mult din deplasare, dar eu zic că mă voi descurca cu el. Iar eu zic că după frații Stoica că voi fi următorul care îl voi lovi, să mai aibă un român. Care e lovitura ta aia secretă? Sau pe care te bazezi cel mai mult? Lovești mai mult cu piciorul, cu brațele? Cu brațele. Uh-huh. Dar sincer, acum exersez o lovitură nouă de picior. Fac ceva pe întoarcere, un flic-flac ceva, cred. Da. Glumesc. Nu, n-aș face surprize de astea chiar în meciuri din glorie. Adică aș face în alt meci, dar nu în meciuri din glorie. Și unul important. Nu ar putea să fac asemenea greșeală. Dar lovitura mea preferată și cu care am dat și multe knockout-uri este croșeul de stânga. Uh-huh. Este super puternic și în general loviturile de brațe la mine sunt asul din mânecă. Bun. Cu câți oameni mergi? Cum arată stafful tău cu care vei merge în Olanda la meciul ăsta? Maestrul meu e Constantin. Uh-huh. Fratele meu, Sebastian Lătescu. Uh-huh. Noi trei suntem. E sportiv și el, nu? E sportiv, da. Handbalist. Handbalist. Handbalist, uh-huh. Da. Joacă la Politehnica în Iași. Uh-huh. Nu mai este la același nivel handbalul la noi în oraș, dar... El este un jucător, din punctul meu de vedere, luptător, a practicat și chestia asta. Este un jucător fratele mai mare, nu? Da, fratele mai mare. Pe care îl bați? La bătaie, așa? Dacă... Era mic să știi că mă bătea rău. Te bătea? Păi și acum? La niște bătăi, nu dădeau și la cămele. Am fost și eu frate mai mic, știu? Mergeam la K1 și mă bătea într-un hal, doamne. Acum îți dai seama, ne batem parte în parte. Nici nu pot să zic că îl bag, că după mă duc acasă și mă trezesc că mă ia de la ușă, de la intrare. Acum a dat-o el pe prietenie. Da, știi acum cum? Da. Nu, acum suntem cu pace amândoi. Te gândești că ar trebui să-ți mărești stafful? Să mai aduci lângă tine niște oameni? Eu știu, preparatori fizici, nutriționiști? E nevoie de așa ceva în echipă? Nutriționist este Lucian Popa. Mereu este loc. Adică un masior ar mai fi... indicat. Cu timpul eu zic că le vor rezolva și pe astea. Este timp de toate. Ceea ce avem noi nevoie sunt sponsorii. Ceea ce ai nevoie mult în viața unui sportiv, eu zic că sponsorii fac foarte mult. Pentru că ai nevoie de cantonamente, să mai pleci, mai faci un schimb de experiență cu alți luptători din afară și ai nevoie de susținerea aia de la ei. Eu zic că e bun drumul ăsta pe care ai apucat-o și cu expunerea a la Moroșanu, așa da, să zic, da. Și vor veni și sponsorii. Ștefan Lătescu, mulțumesc foarte mult că ai fost dimineața asta aici la emisiune. Mult succes îți doresc. Mulțumesc. Și să se întâmple cum vrei tu, să te califici în finală, și... nu? Și să hai România. Hai România. Să câștig eu, exact. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim și vouă pentru atenție. Pe curând.